Studiul a fost condus de Ana Iorga, absolventa Facultății de Medicină, deținătoarea unui MBA în marketing și doctorand în neuromarketing la Academia de Studii Economice București. Cercetarea s-a realizat cu utilizarea facilităților puse la dispoziție de către Școala Doctorală de Marketing din cadrul ASE București. Studiul a fost comandat de Apicola Costache, un brand românesc de miere de albine, și a avut ca obiectiv testarea percepției consumatorilor cu privire la miere și identificarea atributelor pe care aceștia le asociază la nivel inconștient cu mierea de albine. Pentru această cercetare s-au folosit un aparat de encefalografie, ochelari cu eye tracking și senzori care măsurau conductivitatea electrică a pielii. Instrumentele au fost folosite și pentru a testa percepția asupra ambalajului produsului, în comparație cu cele ale concurenței și vizibilitatea produsului la raft. Ca urmare a testării percepției asupra produsului la raft, s-a observat că persoanele tinere și cele în vârstă au comportament total diferit. Dacă subiecții de peste 50 de ani au un traseu liniar al privirii, din centru către stânga și apoi către dreapta, tinerii sar cu privirea din stânga în dreapta într-un mod mai degrabă haotic. Aceste diferențe țin mai degrabă de obiceiul de învățare, pe care cei mai în vârstă îl au mai pregnant, pentru că au fost obișnuiți să-și ia informațiile din cărți, privirea lor curgând într-un mod similar lecturii. Tinerii obișnuiți să se informeze de pe internet sar de la o extremă la alta, așa cum privesc computerul când navighează pe internet. De asemenea, cele două grupe de vârstă privesc mierea în mod diferit. Dacă persoanele vârstnice o consideră în principal un produs util sănătății, tinerii o privesc ca pe un locuitor al zahărului. Principalul impediment în dezvoltarea acestui domeniu în România îl reprezintă costurile ridicate ale necesarului logistic. În țările mai dezvoltate există parteneriate între universități și companii private pentru a realiza studii comerciale. Costul echipamentelor pentru o viitoare companie de neuromarketing în România ar fi în jur de 100.000 de euro. Neuromarketingul nu este singura inovație ce permite o mai bună înțelegere a consumatorului. Grație progresului tehnologic, marketerii au acces la o cantitate tot mai mare de date despre clienți, iar capacitatea computațională în continuă creștere permite analizarea acestora pentru a identifica intențiile de cumpărare. O altă tehnologie permite computerelor să evalueze în mod automat reacția facială a oamenilor și să înțeleagă instantaneu reacțiile acestora la reclame și la alte comunicări comerciale. Numărul tot mai mare de dispozitive dotate cu camere video, de la telefoane mobile la laptopuri, va face ca interpretarea emoțiilor unei persoane să fie ușor de descifrat în cele mai multe momente. În viitor, telefoanele inteligente ar putea permite companiilor să direcționeze reclamele mult mai eficient decât astăzi. Astfel, pe măsură ce fiecare dintre noi produce tot mai multe date,
prin motoarele de căutare, prin rețelele de socializare, prin telefoanele inteligente sau prin senzorii inteligenți instalați în centrele comerciale, iar capacitatea computațională crește, companiile vor ajunge să ne înțeleagă din ce în ce mai bine. Acest progres promite să aducă beneficii multiple. Pe de o parte, publicul va avea parte de produse atent concepute pentru a-i satisface nevoile, iar resursele naturale și omenești irosite astăzi pe produse fără succes pentru publicul larg vor fi folosite mult mai eficient. O mai bună înțelegere a consumatorilor și rafinarea tehnicilor de marketing ar putea duce la un consum mai înțelept, mai eficient și totodată mai prietenos cu natura.